Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Astăzi voi face horoscopul zilei pentru zodia RAC, 7 octombrie. Haideți să vedem împreună pentru zodia RAC. Aveți grijă la atacuri, da? La conflicte, fiți atenți, nu fiți imprudenți, da? Nu vă aruncați cu capul înainte când doriți să luați decizii sau... Ceva vrea să vă pună în gardă, ceva vrea să vă anunțe că puteți avea parte de agresiune, de conflicte, de dușmănii, fiți atenți, da? Fiți atenți la aceste atacuri, nu răspundeți, luați-le cu lejeritate, nu le luați cu greutate, nu dați, cum se zice, nu puneți paie pe foc. Încercați să evitați orice atac, orice agresiune. Haideți să vedem și îngerii pentru zodia RAC. Vă preocupați, inutil. Îngerii spun că preocupările noastre sunt inutile, să știți. Nu puneți la suflet ceea ce veți auzi sau veți avea parte astăzi. Nu puneți la suflet. Nu vă preocupați de acest atac, de această situație de agresiune. Nu o puneți la suflet. Preocupările dumneavoastră sunt inutile, asta spun îngerii. Stați liniștiți. Va trece și asta. Acestea au fost spuse. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. Înainte de toate, vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile viitoare și, bineînțeles, să-mi dați un like. Vă mulțumesc, numai bine. La revedere!